din drum. În a doua zi, parcurge 7 noi, 7 pe 9 din rest. Iar a treia zi, restul, care e egal cu, egal cu 12 km. Care este distanța totală? Credeți că nu vă văzut să scrie de până? Da, că nu vă văzut asta. Voi și acum, 27 și 21. Da, te l-ai văzut asta. Da. Nu s-a văzut la cameră, dar pe din bancă, până ai văzut. Deci, în prima zi, 25 din drum. În a doua zi, 7 noiem din rest. Iar în a treia zi, restul de 12 km. Aha. Ce secundă. Așa. Deci, așa, mama îți gândi. Deci, cât în 5. Deci trebuie 5. Trebuie să împărțim în 5. Și acum, câte pătrățele îți iei tu? Vreau 4. Îți iei 4 pentru fiecare. Dar nu am nimic împotrivă. Deci 4, ai zis, da? Eu nu știu ce ține. 1, 2, 3, 4 și a 5-a. De la A la B. Și în prima zi parcurge 2, 5, 5. 2, 5, 5. Iar, 7, mai în rest. 7 pe 9 din rest. Aici sunt un problem. 7 pe 9 din rest. Cine nu-mi fie egal 7 pe 9? 7 pe 9, cine nu-mi fie egal? 14 pe 18. 14 pe 18, când ai înmulțit cu 2. Dar tu, fiindcă ai câte pătrăți, câte ai acolo, câte segmente? Am 3. Atunci, cea care te interesează este? E 21 și 27. 21 pe 27. Adică pe fiecare să o împărțim în câte? În... Ca să ajung la 27 din test total. În 3? În? În 9. 9. Deci fiecare împărțită în 9. Deci, hai să zicem, cum ai tu din 4, dacă cum să fi fost 9 deodată, da, hai, ia și tu acolo, și mai puțin de jumătate din pătrățică, și zicem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu mi-a ieșit exact, trebuie să mai mișorez un pic. Iată așa. 9 sunt. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci am împărțit pe fiecare. Deci, pe astea mari, uite așa, le-am împărțit în câte? În 9. Și noi trebuie să luăm 21. Din cine e format 21? Dintr-un 9 și încă un 9, care face 99. Da, toate segmentele. Nu ai 21. Păi unde mă duc eu la 21?
3. Mai luăm 3 de aici, nu? Că 14, 18 și cu 3 fac 21. Deci aș mai alerga un pic în partea asta, aș lua cele 3 pătrățele și în felul ăsta am făcut în total aici 21. Și am acum 21 de al decine, 21 pe 27. Care înseamnă 7 pe 9. Și cât eu mai rămas, mă? Ia să vedem câte bucăți mai rămas. Ah, câte și câte segmente. Câte segmente. Deci mi-au rămas câte segmente? Erau toate 9 și mi-au mai rămas 6 segmente. 6 sunt aici. Da? 6 deci segmente. Care înseamnă cât astea 6? Cele 6 segmente înseamnă 12, da? 12 km. Cât e distanța toată? Da, trebuie să vedem, că să vedem. Hai să vedem. 2. 2 este una mică, da? Una mică. Așa. Deci 2 km. Și cât este una mare? Da. 18. Deci 18 înseamnă asta, 2 ori 9 egal 18 km. Și atunci toată distanța cât este? Da? Toată distanța este 18 ori cât? 90 km. 18 ori 5, cât faci, ai spus? 90 km. Este bine. Te rog să mai te uiți încă o dată și să spun unde ți-a plăcut problemele, tipul ăsta de probleme pe care le-am abordat. Acolo la 7 pe 9. Deci asta e poanta. Deci tot secretul a fost pregătirea asta care am făcut-o noi, când în colisii mi-am spus că 7 pe 5 o transform într-o echivalentă. Adică același lucru. Înmulțim și numărătorul și numitorul cu număr. Și echivalenta, dar de ce cu 3 mă satisface? Când mi-a rămas 3 la sfârșit. Deci, de ce cu 3 deodată? Și vezi repede 5 șeptimi în ce înseamnă și cum, de fapt, împați pe fiecare segment, fie în 7, fie în 9, cum îți este telefonat de aici, și acum numeri câte vrea numărătorul 21 și restul află aici și totul este perfect. Pentru acasă, pentru luni, îmi faci, îmi compui tu două probleme, după modelul ăsta. Atent și tare ești. Deci compui două probleme, dar nu le compui după tipul de la dinainte, care să fie foarte ușor, ci după modelul ăsta, să transformi, să mă pui în încurcătură. Este esențial să știi cât îți rămâne aici la sfârșit, ca să dai numărul exact de kilometri și să împartă, ca să avem sigur segment, două probleme compuse de tine. Băi, fii atent. Țin este... bine, țin minte. Eu să mă țin bine, da. S-ar putea să îmi faci tu, nu cu două zile și a treia restul, să faci prima zi, a doua, a treia și a patra zi restul. Să complici problema de... Dar totul trebuie să fie în logica ta și să meargă problema. Așa din cuținire. Da? Deci avem grijă să vezi ce model de problemă foarte tare e prins acum. Astăzi am pus mâna pe o problemă foarte, foarte frumoasă. Și mai vreau și 10 împărțiri. Împărțiri? Da. Cu rest și probă. Și proba. Cu restul și proba. 10 împărțiri. Nu știu care să dă cu restul. Păi, e la întâmplare și 10 restul îți rămâne, vezi cât ai obținut. Cu anticiparea rezultatului, cât o să-l anticipezi. Adică, dacă e din 4, 5, dacă dă tot, cât va fi din 4 sau din 3, mă interesează chestia. Ce spun acum prietenilor noștri? La revedere! Să nu uitați de la Chișeri și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor! Deci o lecție foarte, foarte frumoasă. Domnul profesor.